Vrei să cumperi tricouri, tricouri retro, traininguri sau echipamente complete de fotbal? Intră pe Ragnar Shop și folosește codul Gianni5 pentru o reducere de 5%. Link în descriere. Salutări și bine v-am găsit la nou videoclip cu reacție. De astăzi reacționăm la cele mai brutale sau cele mai dureroase faulturi din fotbal. Sunt de fapt driblinguri. În engleză se numesc ankle breakers, eu o să le zic că le-a rupt coloana, că altfel în română nu prea ai cum să zic. Ankle breakers, i-a rupt glezna, dar mai bine sună i-a rupt coloana. Aici scrie că poți simți durerea. Chiar o simt. A sunat cam ciudat. Hai să vedem ce avem în acest clip, care vor fi driblingurile. Chiar sunt curios. Ok, primul de pe listă este Kingsley Coman. Nu e Comanul adevărat, din păcate, nu e Florinel. Este ceva de calitate mai inferioară, dar nu contează. Hai să vedem cum este driblingul. Îl știu pe ăsta, mamă, dar l-a aruncat direct pe ăla, s-a aruncat ăla în piscină. Ia Ben Arfa. Bă, dar ăsta s-a născut talent și a murit speranță. Mamă, l-a distrus, l-a distrus. Hai să vedem încă o dată, că am pus pauză și nu s-a văzut foarte bine. Cât de repede se întoarce acolo Ben Arfa. Ăsta e sus, o... mamă, l-o s-a chiar o coloană. Uite și cu coloana. Stai că mă doare spatele, nu trebuia să fac asta. Milinkovic Savic cade acolo. Bă, dar încă mă doare spatele. Marțial l-a pus pe ăsta în genunchi, l-a pus o seroage acolo. Dembele a făcut ceva bine, măcar dacă a dat centrarea bine, că degeaba a făcut schema asta dacă n-a dat centrarea bine. Messi. Bă, ăsta chiar și-a rupt glezna, ești nebun? Ăsta chiar și-a rupt glezna. Nu știu cum a călcat acolo, a călcat strâmb. Mamă, doare băieții, doare. Doare rău. Cristiano Ronaldo, ăsta face șpagatul. Până atunci nu cred că știa că e așa de flexibil. Putea să se ducă la balet cu flexibilitatea asta. Sau nu la balet, la gimnastică, mă, la gimnastică. Marez. 3 jucători dintr-o lovitură, 3 birds, 1 stone, de fapt e 2 birds, 1 stone, dar că Marez e next level și a făcut să fie 3. Bă, uite că și Messi e distrus aici de către Marcelo, mai departe. Bă, da, uitați-vă aici, a căzut ăsta și a mai căzut și ăsta de aici. Cum? Cum e posibil așa ceva? Nu înțeleg. Messi. Ce frumos trece Messi. Mai departe, nu-mi dau seama cine e jucătorul ăsta, ceva jucător de la Manchester United? Sau nu e Manchester asta, că nu-mi dau seama. L-a distrus. Fire. Cât de mișto a fost această ruletă. Incredibil această ruletă. Mai departe îl avem pe Mendy. Ok, Sergio Busquets. Unde te duci, Modric? Modric, ușor, Modric. Unde ai fugit? Unde fugi, Modric? Cine să mă trece așa bine cu tine? A, nu e Shaqiri, e Shaqiri. Shaqira. Riberi versus Messi, bă. Uite, Messi o și dă și o și ia. E posibil să o dai, dar e probabil să iei, cum ziceau ăia de la Bugi Mafia. Mai departe, avem pe Isco. Nu știu de ce, dar asta zici că a căzut de 2 ori. Cred că era James Rodriguez. Mamă, l-a omorât și pe ăsta. La omorât și pe ăsta. Dacă ieșea și gol acolo, era next level această acțiune. Pa, asta o știu. Și mi s-a părut senzațional ce control al balonului are acest jucător. Nu prea pare cine știe ce jucător cunoscut, dar are talent. Mai departe, Marcelo. E bun Marcelo, mă, n-ai ce să zici. Cred că cel mai schilat fundaș stânga. Nu știu dacă există un fundaș stânga mai schilat decât Marcelo. Cine e ăsta, mă, Ronaldo? Ronaldo, da. Dar trebuie să pună și faza aia cu Messi versus Boateng, dacă nu pune pe aia e degeaba. Mai departe, avem un jucător de la Crystal Palace, nu știu cine este mai exact. A simțit durerea. Ați văzut durerea pe fața lui Ceaca sau cine n-a băiat asta? Voi, cred că ați văzut și voi că a simțit durerea. Ăsta a avut delay, a avut lag, băieți. A avut ping-ul prost. Nu i-a mers bine netul. Neymar. E Neymar, mă, n-ai. Nu o dai cu Neymar. Dogan, asta e recent, asta. Ăsta deși a luat direct headshot. Un cucu, cine naiba este? Uite, am postat, mă. Cine este, mă? Kin sau un cucu, că nu știu. Cred că e Kin. Mai departe. Oh, ce-mi plac schemele astea. Am dat cu pumnul în tastatură, dar nu mai contează. KDB, o știu și pe asta. I-a dat craci acolo acestui jucător, l-a pus și pe jos. Efectiv, i-a încheiat cariera. Cristiano cu un elastico superb. Ce mișto a făcut acest elastico Cristiano. Mai departe. Deci nu trebuie efectiv să faci nimic. Trebuie doar să ții mingea acolo, să te prefaci că o atingi. Atâta trebuie. Atât de talentat era Ronaldo, nici măcar nu era nevoie să atingă mingea. Asta e Wilfried Bony. Come on, Wilfried Bony. Score some goal for some from Sanzi. We're going wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Dacă nu știți mimul cu Wilfried Bony, sunteți degeaba, băieți. Hazard. Hazard. S-a hazardat. De fapt, nu prea s-a hazardat. Mai mult, adversarul s-a hazardat. Messi. Ce frumos. Cred că Messi a apărut cel mai des în acest clip și Ronaldo. Văd că mai apare încă o dată aici. Cristi. Ia uite-l mă pe Cristi. Se duce stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Unde se duce? Că nu știu unde se duce. Și, a, și e Messi versus Boateng. Aici s-a terminat. S-a încheiat cu stil acest clip, se pare. Mi-a plăcut rău de tot. Nu știu dacă o să vă placă și vouă. Sper că o să vă placă. Like acolo, băieți, deoarece mă ajută foarte mult. Subscribe să facem și noi 55.000 de abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat!